Vă salut cu mult drag și trebuie să vă spun încă de la început că am venit la voi cu inima foarte deschisă și chiar dacă cred că nu m-am prea întâlnit cu mulți dintre voi de multe ori, nici nu știu de fapt dacă am întâlnit pe careva dintre voi. Ok, oricum văd rău. M-a impresionat și mă impresionează numele bisericii dumneavoastră. Sună așa bine în ungurește, Passion for Christ. Da? Trebuie să țin la nația mea, deci vreau încă de la început să clarificăm un lucru. În seara asta vă predică un ungur. Cum? În românește. În românește, pentru că eu am o dilemă. Socrul meu zice către mine, pentru prieteni și apropiații și cei din familie, chiar dacă pe mine mă cheamă Ioan Sas, Sas cu S-Z-A-S-Z, prietenii mei și familia îmi spun Ionci, pentru că tata a fost maghiar, mama româncă. Limba e maternă, dar sângele e patern. Așa că vorbesc limba română, dar dacă tai ceva pe aici, curge sânge verde. Așa că eu sunt combinația perfectă pentru, pentru un transilvanian, nu? Pentru un ardelean. Deci, revenind acum, îmi cer iertare pentru divagația asta deloc profesională. Și am legat numele bisericii dumneavoastră, pasiune pentru Hristos, de ceea ce pastorul dumneavoastră a citit. Pentru că am o slăbiciune, nu o slăbiciune, nu mă impresionează neapărat, este mai mult decât a mă impresiona. Dacă am un pasaj care îmi zdrobește inima în cel mai bun sens, este Apocalipsa capitolul 4 și capitolul 5. Pot să spun că după vreo 25 de ani de pastorație m-am născut din nou, când am început să studiez mai îndeaproape Apocalipsa, capitolul 4 și capitolul 5, este imaginea care mi-a reglat viața spirituală. Este imaginea care m-a reașezat acolo unde trebuie să fiu în relație cu Hristos și este singura imagine și ceea ce contează, ca niciodată să nu-mi pierd pasiunea pentru Hristos. Când îți dai seama ce se întâmplă în prezența tronului de slavă lui Dumnezeu, când îți dai seama cum miliarde și miliarde de îngeri se închină înaintea tronului de slavă lui Dumnezeu, lui Dumnezeului celui viu și adevărat, cele patru făpturi vii care reprezintă tot ceea ce înseamnă creația lui Dumnezeu, se închină într-un mod extraordinar recunoscând cine este Dumnezeu și cât este creația Lui, apoi când 24 de bătrâni care reprezintă tot ce înseamnă autoritate spirituală în universurile create și necreate ale lui Dumnezeu, care au niște coroane cu nuni date de Dumnezeu, care reprezintă puterea și autoritatea din partea lui Dumnezeu și nu pot să le țină pe cap în prezența lui Dumnezeu, le aruncă înaintea lui Dumnezeu. Vă dați seama ce în ceruri, dragii mei, vă dați seama ce ne așteaptă în ceruri, lăudat să fie Domnul. Și atunci am stat să mă întreb uneori, cum cânt, cum mă rog, cum lucrez, cum mă comport în familie, cum mănânc, cum conduc? Pentru că totul este închinare, totul este închinare. Noi zicem, venim la închinare. Păi dacă nu venim închinători, cum să fie închinarea? Noi nu devenim închinători imitând niște forme de închinare, ci pentru că suntem închinători, ne vom și închina în diferite forme. Dar revin la ceea ce spuneam, pentru că nu am rezistat să nu reafirm ceea ce fratele păstor citea, și anume, acea imagine care pe mine mă ține aproape de Hristos, e ok, lăsați-mă, mi-e drag, mi-e dragi copii, aveți viitor la închinare. Cum vin la închinare știind ce se întâmplă în fața tronului de slavă lui Dumnezeu? Dragă biserică, aceasta vă va ține aprinsă pasiunea pentru Hristos, având imaginea aceea ce este în prezența lui Dumnezeu. Și mai trebuie să vă spun ceva legat de închinare.
Noi credem că noi ne închinăm aici. Vă întâlniți joia în casa aceasta, în locul acesta, duminica, sunteți încă pe drumuri, asta e, las că Domnul vă va așeza într-un loc. Cât de repede vă va așeza Domnul într-un loc? Și am nu speranța, am convingerea că biserica aceasta va avea un cuvânt mare de spus în zona în care Dumnezeu vă așează. Sunt convins de asta și nu spun cuvinte ieftine. Dar ceea ce este minunat, dragii mei, oriunde vă întâlniți, închinarea, chiar dacă pentru noi are loc acolo unde suntem împreună, de fapt, locul închinării noastre este în același loc despre care ai citit, frate. Pentru că prin perdeaua care s-a rupt în mijlocul templului și care în evrei ni se spune că este trupul Domnului Iisus Hristos pe cruce, și prin Duhul Sfânt care ia închinarea bisericii, o trece prin acea perdea ruptă și o duce în prezența nemijlocită a lui Dumnezeu. Închinarea noastră nu are loc aici, ci închinarea noastră are loc în prezența lui Dumnezeu. Așa să cântați, așa să vă rugați, așa să vă bucurați, așa să citiți Scriptura. Pentru că știți unde ajunge. Închinarea bisericii noastre din seara aceasta este deja în prezența lui Dumnezeu. Vă dați seama ce onoare avem, unde să ajungă închinarea noastră. Măi, oameni buni, pricepeți unde suntem noi din punct de vedere spiritual în seara aceasta prin închinarea noastră? De aici, în prezența lui Dumnezeu. Este extraordinar. O realitate spirituală pe care mă depășește. N-am cuvinte să o explic decât o trăiesc. O trăiesc și îmi păstrez pasiunea pentru Hristos, lăudat să fie Domnul. Păstrați-o și voi, pentru că ascultați bine ce vă spun. Nu călătoriți singuri, nu sunteți singuri și avem atâția frați, atâtea surori, atâtea biserici care mergem, știm încotro mergem și mergem de mână împreună înspre aceeași destinație care este Domnul nostru, lăudat să fie Domnul. Pentru seara aceasta, deja am depășit timpul pentru introduceri, pentru seara aceasta Domnul mi-a pus pe inimă un cuvânt inspirat din Ieremia 18, 1-6, deja a fost anunțat titlul mesajului, istoria unui vas, istoria ta. Și cuvântul Domnului spune așa, vă rog să mă urmăriți când îl citesc. Cuvântul vorbit de Ieremia din partea Domnului și care sună astfel. Scoală-te și pogoară-te în casa olarului. Acolo te voi face să auzi cuvintele mele. Când m-am pogorât în casa olarului, iată că el lucra pe roată. Vasul pe care îl făcea n-a izbutit, cum se întâmplă cu lutul în mâna olarului. Atunci el a făcut un alt vas, cum i-a plăcut lui să-l facă. Și cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Nu pot eu să fac cu voi ca olarul acesta, casa lui Israel? Zice Domnul. Iată cum este lutul în mâna olarului. Așa sunteți voi în mâna mea, casă a lui Israel. Amin. Cu o imaginație sfințită, că murdară imaginația lumii în care trăim, aș vrea să vă imaginați că sunteți în ultima zi a vieții dumneavoastră. Și vă uitați retrospectiv, vă uitați în spate și vă amintiți de tot felul de zile, tot felul de experiențe, tot felul de întâmplări, eșecuri, ispite, succese, bucurii, întristări, evenimente importante, zile plictisitoare. Și așa, în călătoria noastră, identificați anumite momente pe care, în momentul respectiv, în timp, atunci, nu făceau niciun sens. Niciun sens. Ba din contră, n-aveați cum să le puneți, n-aveau nicio formă pentru puzzle-ul care se construia în viața voastră. Simțeați că e o piesă în plus. Simțeați că e o piesă aruncată greșit în pachetul cu piese din puzzle-ul vieții dumneavoastră și aproape că a zis, asta ar trebui să o las la o parte. N-ați înțeles de ce v-a trecut Dumnezeu prin ce v-a trecut uneori? De ce a îngăduit Dumnezeu anumite lucruri peste voi? De ce a venit boala aceea? De ce a venit falimentul acela? De ce a venit conflictul acela? De ce a venit umilința aceea? Nu făcea sens.
A fost prea mare suferință în momentul ăla, prea mare tensiune și absurd. Prea mult absurd. Și încercând să ne rescriem de acum, privind de la capătul vieții spre început, povestea vieții noastre, abia acum, pentru multe dintre asemenea experiențe, începe să facă sens în mintea noastră. În acel moment absurd, fără rost, irațional, acum, uitându-ne în spate, ne dăm seama de următorul lucru. Că noi n-am fi putut să devenim ceea ce Dumnezeu a făcut din noi, dacă nu ne trecea atunci pe acolo. Că noi n-am fi luat forma pe care Dumnezeu ne-a dat-o, dacă nu ne-ar fi trecut prin strâmtorarea aceea, prin situația aceea atât de dificilă. S-ar putea să fi fost o boală, s-ar putea să fi fost un succes. Dar nu uitați că succesul e mai greu de gestionat decât eșecul. Pentru că, dragii mei, scopul lui Dumnezeu cu viața noastră este modelarea din ceea ce am fost în ce suntem și din ce suntem în ceea ce El deja vede că putem și trebuie să devenim. Dumnezeu nu este static, nu este zgârcit să intervină în viețile noastre. Nu când viața este foarte lină, Dumnezeu este neapărat alături de noi. Și noi spunem atunci când viața este tulbure, când vin vârtejuri în viață, cu tremure, da? Și punem noi întrebarea, unde-i Dumnezeu? Atunci e Dumnezeu! Pentru că Dumnezeu nu este un Dumnezeu care ține calmul în viața noastră. Scopul lui Dumnezeu nu este neapărat o viață simplistă, ci scopul lui Dumnezeu, repet, este devenirea noastră în ce trebuie să fim. Și nu este, așa cum a spus, nu este zgârciți în evenimente și nici în planurile sale cu privire la noi. Vedeți? Noi, dacă ne uităm la un vas, îmi pare rău că n-am adus un vas cu mine acum, aveam un material didactic bun. Dacă ne uităm la un vas, este foarte greu pentru noi să ne imaginăm ce a fost vasul ăsta cândva. Și care dintre noi, când mergeți așa, poate la un târg de lucruri de astea așa, folclorice românești, așa, nu e așa că când vă opriți pe marginea drumului, câteodată vedeți vase atât de frumoase, îmi vine să le cumpăr pe toate. Nevastă mea e bolnavă după de astea. Ui de mine! Blide pictate se-i pun pe pereți, ștergare, a umblat după nu știu ce, și-a cumpărat farfurii din 1800 nu știu cât. Mi-a golit pormoneu pentru un blid vopsit aiurea, ciobit. Noi vedem vasul. Dar ascultați-mă acum bine. Câți dintre noi, când ne uităm la un vas, vedem o mână de lut, o mână de pământ, dintr-o groapă în care niciodată nu putem să vedem ceva bun. Câți vedem o mână de țărână peste care calcă toți în picioare și nimeni nu va da niciodată o șansă a ceea ce este sub picioarele noastre. Orice vas a fost cândva o mână de praf, de lut, de țărână, amestecată cu tot felul de gunoaie. Dar olarul, când se uită în groapa de unde este luat lutul, nu vede lut. În mintea și în ochii olarului, un pumn de țărână este deja vas. Dar ca să devină vas, înseamnă că olarul trebuie să-l treacă printr-un proces elaborat, complex. De aceea am spus, pentru noi nu face sens toată istoria noastră.
uitându-ne la anumite momente, dar când vom fi în ultima zi și ne vom uita în spate, ne vom da seama cum Dumnezeu a așezat toate lucrurile să fim noi așa cum Dumnezeu a intenționat să fim. Dădeam uneori exemplu studenților. Poți să ai o mașină cu cărămizi, da? Și vine o mașină cu cărămizi, ești în construcție. Probabil că unul dintre voastre a construit ceva, da? Vine o mașină și basculează cărămizile. Și vedem o grămadă de cărămizi. Băi, oameni buni, e o grămadă de cărămizi. Suficiente pentru o casă. Poate să rămână o grămadă de cărămizi sau putem să luăm cărămidă după cărămidă și să le așezăm într-o anumită formă și să facă sens acum. Să devină casă. Sunt aceleași cărămizi care nu mai sunt o grămadă, ci cine v-a priceput s-a uitat la cărămizile acelea și a văzut o casă. Cei mai mulți văd o grămadă. Un om vede o casă și ia cărămidă cu cărămidă, experiență după experiență, zi după zi, relație după relație, intersectarea involuntară poate și poate pentru o singură dată cu o persoană care schimbă ceva în tine. Un cuvânt, o vorbă, o atenționare, o ridicare, o încurajare și asta e încă o cărămidă care te face altceva decât o formă neregulată și fără sens. În Ieremia 29:11, cuvântul Domnului spune: căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor, da? Eu formez viitor, vă dau viitorul și o nădejde. Deci, pornind de la această întrebare, cum interpretăm anumite circumstanțe în viață care fie au fost inconfortabile, fie dureroase, fie n-au avut niciun sens? Și legat, pornind de la această întrebare generală, cum interpretăm anumite evenimente, circumstanțe, situații în viață? Și știu că ați trecut mulți prin tot felul de situații deloc confortabile. Poate și din punct de vedere personal, poate a familiei, a bisericii. Cum interpretăm acum, uitându-ne în spate, aceste circumstanțe? Păi, dragii mei, eu nu pot să le văd decât din perspectiva unui olar care modelează ceva să iasă ceva și mai bun. Eu așa văd. Că olarul este cel care este stăpân peste istoria noastră și face în așa fel încât ceea ce n-are sens, n-are formă, n-are valoare, va deveni ceva prețios atât în ochii lui Dumnezeu, cât și în ochii altora. Și haideți să vedem cum lucrează Dumnezeu, cum face Dumnezeu astfel încât, sau cum folosește Dumnezeu toate lucrurile din istoria noastră, astfel încât să cioplească, să formeze și să șlefuiască noi, ducându-și la îndeplinire intenția de a deveni cea mai bună varianta noastră. În primul rând, primul pas pe care Dumnezeu îl face, pe care olarul îl face, este pregătirea lutului. Pregătirea lutului. Și totul începe într-o groapă. Pentru mine a fost și șocant și încurajator să știu că în viața mea totul a început într-o groapă, pentru că îmi știu groapa. Îmi știu groapa personală, știu gropile din lucrarea, din slujirea mea și știu cum a folosit Dumnezeu și a coborât Dumnezeu în groapă, acolo unde nimeni nu ți-ar fi dat șansă vreodată. Când ești în groapă, nimeni nu-ți dă nicio șansă. Ba mai mult, alții ar vrea să te mai afunde în groapă. Ce frumos este că încă de la început avem speranță știind că olarul a coborât în groapă și în Geneza capitolul 2 cu versetul 7 spune: Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna
pământului, i-a suflat tânări, suflare de viață și omul s-a făcut un suflet viu. În Psalmul 40 cu versetul 2 spune: îmi pusesem nădejdea în Domnul și El s-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele și m-a scos de unde? Din groapă, din fundul mocirlei. Ce frumos este că olarul te ia din groapă, din cel mai de jos loc, cel mai murdar loc, cel mai fără de speranță loc, locul eșecului, locul lipsei de speranță, când nici tu nu mai crezi că poți să devii ceva. Cum poate țărâna să spună, eu voi fi un vas, când e amestecat cu tot felul de murdării și toată lumea un singur lucru face, calcă pe tine. Și din locul în care toată lumea calcă pe tine, din locul în care te vezi amestecat cu toate murdăriile acestei lumi, dintr-un loc fără speranță pentru nimeni, se pleacă olarul și mă ia de acolo. O, ce bun, ce înțelept este olarul, ce înțelept este Dumnezeul nostru. Cum să nu mă încred în El? Pentru că încă de când se pleacă și de când ia de la capătul satului acolo, fiecare sat în Ardeal are un loc, îi spune groapa Lutului. Eu mă aduc aminte, mergeam în vacanță la bunică, era un sat excepțional de frumos, ne adunam copiii acolo. Ce era în vacanță acolo? Eram și mulți. M-am dus acum, am trecut de curând cu mașina, măcar că nu e departe de orășelul în care locuiesc. Eu locuiesc în Beclean, Beclean, dacă tot vorbim ungurește. Și m-am uitat, am trecut cu mașina intenționat, am ieșit de pe drum să trec prin față fosta casă a bunicii. Atât de îngustă era străduța aia, drumul gării, zicea. Nu-i drumul gării din Beclean, că e o piesă care mă gândesc că o știți mult, da? Drumul gării din Beclean. E celebră, nu? Deci nu ăla. Lângă Beclean era un sat. Dom'le, atât de mică mi s-a părut străduța aia și am tot stat să mă gândesc cum încăpeam atâția copii să jucăm fotbal pe ea. Rupeam florile vecinilor. Ne prindeau vecinele mingea. Și cu un sadism ieșit din comun, luau un cuțit și în față, mingea aia de 7 lei, da? Vă aduceți, care sunteți din generația mea? 50+. 50+. Da? Vă aduceți aminte mingea aia de 7 lei? Nu știam dacă e de fotbal, de rugby, pentru că avea o formă neregulată. Dar, domnule, cu atâta sadism ne spărgeau, cu o satisfacție, mi-a rupt la leaua și băgau cuțitul în mingea aia. Ei, de mine. Ei, și la capătul satului, la fiecare capăt de sat, este groapa Lutului, unde oamenii mergeau și luau lut, unii își lipeau sobă, alții își făceau podeaua cu lut, nu știu, tot felul de astfel de lucruri. Dar acolo, la capătul ăla, în groapa aceea, era locul cel mai fără de speranță. Dragii mei, după ce olarul ia mâna de țărână din locul fără de speranță, face primul act care începe să ne dea o idee că vrea să facă ceva cu noi. Și primul act pe care îl face, da? Prima acțiune pe care olarul o face și care este deja un pic inconfortabilă, este cernerea. Pentru că sunt lucruri care n-au cum să intre în casa olarului. Sunt lucruri care trebuie să rămână afară de casă. N-au ce să caute în casa olarului. El ia lucruri amestecate, așa cum suntem, așa cum am fost ne-a luat. Nu s-a uitat olarul și a zis, prea multe impurități. Prea multe gozuri pe aici, nu știți ce zgur, astea sunt regionalisme. Da? Prea multă impuritate. N-are ce să caute asta. Dumnezeu, în înțelepciunea Lui și în atot știința Lui, după ce ne-a luat din groapa aceea, ne-a pus în ciur.
este primul ciur în care Dumnezeu trebuie să scoată din noi ceea ce n-are voie să intre în casa olarului, pentru că niciodată acele lucruri n-au ce să caute într-un vas. Niciodată nu va deveni vas dacă vor rămâne acele impurități în lut. N-avem cum să ocolim și n-avem voie să sărim peste etapa cernerii. Cine sare peste etapa cernerii, dragii mei, va purta sechele toată viața, vase amestecate cu impurități, vulnerabile, fragile. Aceasta înseamnă, în termeni spirituali, separare de lume. Separare de lume. După ce olarul ne ia din groapă, ne cerne, intervine apoi, deci suntem încă în momentul, tot la faza pregătirii, da? Urmează înmuierea. După ce a cernut ceea ce nu este lut, urmează îmbibarea cu apă. Îmbibarea cu apă întotdeauna, sau apa este întotdeauna simbolul cuvântului în Sfânta Scriptură. Pentru că noi nu avem cum să devenim vase pe care Dumnezeu să le folosească dacă nu vom ajunge să fim îmbibați în cuvânt. Mie îmi place muzica, îmi place închinarea prin muzică, pentru că închinarea nu e doar muzică, sper că știți asta. Apropo, cel mai autentic act al închinării este dărnicia. Pentru că închinarea înseamnă a răspunde la ceea ce Dumnezeu este și la ceea ce El a făcut deja pentru mine. Dărnicia este cel mai autentic act al închinării. Noi când facem colectă nu adunăm, nu ajutăm biserica. Biserica e prea demnă să trebuiască să fie ajutată de noi. Noi avem onoarea să ne închinăm lui Dumnezeu cu ceea ce El deja a făcut pentru noi. Eu așa privesc dărnicia. De aceea nu este între mine și biserică, este între mine și Dumnezeu actul acesta al dărniciei. Deci, îmi place cântarea. Întotdeauna am fost în biserici care a iubit cântarea. Am plantat o biserică foarte dinamică, cu multă cântare. Și așa cum cântați voi, era și mai, un pic mai, așa. Dar iată ce spune în Efeseni 5, de la 25. Hristos s-a dat pe sine pentru ea, pentru biserică, ca să o sfințească, după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt. Prin cuvânt. Psalmul 119, 11. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Evrei 4, 12. Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Dragii mei, cântați până nu mai puteți, dar nu sacrificați cuvântul. Biserica aceasta va avea propășire dacă va fi ancorată puternic în cuvântul lui Dumnezeu. Mâncați cuvânt. Vorba, cum vorbesc eu cu predicatorul la noi, sunt păstor la Biserica Sfânta Treime din Bistrița, și când ne întâlnim cu predicatorii, le spun, băi, joi seara, Biblie păpită, da? Biblie pe pâine. Așa mâncăm studiu biblic, da? Joi seara. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu este cel care ne moaie, cel care ne face flexibil, cel care îi permite, prin care îi permitem lui Dumnezeu să ne dea forma pe care El o vrea. Dacă nu ne vom lăsa absolut îmbibați în cuvântul lui Dumnezeu, vom rămâne încăpățânați să fim așa cum suntem. Dar când îi permitem cuvântul lui Dumnezeu să pătrundă noi, citire devoțională, studiu, meditație, memorare, relația noastră cu cuvântul trebuie să fie divers. Mai dă-l încolo de televizor și de social media.
Înapoi la cuvânt, dragii mei. Aceia sunt oamenii solizi spirituali, care sunt legați de cuvânt. Și aceasta produce înmuierea inimii noastre. Ezechiel profețește și spune, va lua inima de piatră și va pune o inimă de carne, moale, pe care Dumnezeu s-o poată prelucra, să-i dea forma dorită de el. Și apoi, după ce ne ia, după ce ne cerne, după ce ne moaie prin cuvânt, urmează apoi, tot la pregătire, un aspect foarte inconfortabil, dar de care nu putem scăpa dacă vrem să devenim ce vrea Dumnezeu să devenim, și anume frământarea. Da? Când Dumnezeu începe să ne frământe, nu-i simplu. Am urmărit niște videouri cu niște olari, cum frământă lutul. Dintre doamne poate o să identificați mai bine. Noi bărbații nu știm atâtea lucruri legate de bucătărie, dar este o frământare comparabilă cu frământarea pâinea cozonacului. O vedeam așa eu pe mama câteodată lua, băi, dădea câte o trântă la plămădeala aia, o trântea câteodată pe masă, de nu mă înțelegeam. Dar cum, deci, eu credeam că se descarcă de ceva, știi? Nu, cum să, într-un fel îmi părea bine, că ziceam, măi, decât să descarce pe mine, mai bine pe plămădeală, că mama a fost româncă, general. Deci în fața lui mama, cred că ciucă e zero, pe lângă cum era mama. Dom'le, dădea câte una la plămădeala aia de masă, dar știți ce se întâmplă? Se uniformizează plămădeala aia, aluatul ăla. Se uniformizează, începe să devină compatibil cu mâna olarului. Începem să ne învățăm că trebuie să-i permitem olarului să se atingă de noi și să ne modeleze cum vrea el. Cum vrea el. Știți ce este frumos? La un moment dat am văzut un video care mi-a deschis atâtea orizonturi legate de imaginea aceasta olarului. După ce a trântit-o bine, a uniformizat-o, totul arăta deja, a luat bun de modelat, a luat olarul unac așa lung și a început să înțepe din aproape în aproape acea mogâldeață de lut. Și am așteptat până să aud explicațiile. Și zice așa, dacă în interiorul plămădelii alea rămâne o mică bulă de aer, când va fi modelat, dacă intră în cuptor cu bula aceea de aer în cuptor, plesnește vasul. Acea mică bulă de aer crapă vasul. Și atunci Dumnezeu, după ce ne ia, după ce ne cerne, după ce ne înmoaie, ne uniformizează și apoi sună așa bine. Și apoi ne scoate aerele din noi. Ne scoate aerele pentru că Dumnezeu nu ne poate modela decât atunci când știm cine suntem noi și știm cine-i Dumnezeu. Știți ce exprimă modul nostru de închinare? Modul nostru de închinare exprimă cel mai bine cât de mare este Dumnezeu pentru noi. Când închinarea noastră e așa... Dragii mei, am o problemă un pic cu noul trend din bisericile noastre evanghelice. Am devenit prea egal cu Dumnezeu. Prea ne permitem orice așa. Prea ne tragem de șireturi. Prea-i prietenul meu... de după cap. Avem noi o vorbă acolo în biserică. E hover-ul meu, zice. Adică ăla cu care te dai pe bicicletă deodată. Tu pe scaun și îl pui pe el pe ghidon. Sper că v-ați dat când a fost copii. Sper că au făcut de astea. Da? Să vă dați cu cel mai bun prieten pe aceeași bicicletă.
Cam așa îl tratează unii pe Hristos. Îi ala cu care a umblat de după cap prin parc. Modul în care ne închinăm exprimă dacă Dumnezeu este Dumnezeu pentru noi. Și îndemnul meu pentru biserica voastră este: lăsați-L pe Dumnezeu să fie Dumnezeu. Amin? Acest Dumnezeu va avea grijă să scoată din noi toate aerele, că dacă nu le scoate, va plesni vasul mai târziu. E bine să fim umili și smeriți. Ascultați-mă, nu pierdem nimic decât să fim niște țanțoși de oameni, ok? Cu gâtul țapăn de cât de stăpân pe noi suntem, când Pavel zice, dacă suntem în picioare, e numai har, e numai har. Și după ce scoate toate aerele din noi, frământarea asta o vom identifica uitându-ne în spate, în istoria noastră, ca momente foarte dificile. În Iacov, în capitolul 1, de la 2 la 4, spune: frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare, dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșită lucrarea, ca să fiți desăvârșiți, întregi, adică integri, asta înseamnă întreg. Cuvântul integru este o adaptare în limba română, etimologia este din latinescu, întreg, integru, da? Să fiți integri. Și nu mai dau altă definiție, și să nu duceți lipsă de nimic. În momentul frământării, atunci este criza noastră de înțelegere. Acolo ne dă cu virgulă. Nu face sens. Păi spuneți-mi, ce sens am făcut pentru Iov tot ce i s-a întâmplat într-o zi? Și Iov, 39 de capitole, încearcă să găsească răspunsul la ce i s-a întâmplat lui, la frământare. A scos Domnul nu știu câte ace băgate. L-a trântit pe masa de frământare, de praf s-a ales de el. Nimeni, nimic nu mai făcea niciun sens, nicio formă, nimic. Viața lui fără formă. Și a început, de ce, Doamne, de ce, Doamne, de ce mie? Mai vin și niște prieteni care primele zile s-au comportat bine. Au venit și au tăcut. Bă, bine era dacă tăceau. Cât au tăcut, i-au fost prieteni. Când au început să-i dea sfaturi, m-a prost, i-au zis. Și vine o vreme, în capitolul 38, se satură Iov, da? Se oprește Iov și intervine Dumnezeu. Și în capitolul 38 vine Dumnezeu la Iov și zice: Iov, stop, ai vorbit 38 de capitole. Nu, oprește-te un pic. Lasă-mă să spun eu câteva întrebări. Și începe să-l întrebe Domnul pe Iov: Iov, dacă tu ceri explicații de la mine, de ce ai trecut prin ce ai trecut, vă rog frumos în inima dumneavoastră, adaptați la situațiile prin care sunteți, prin care ați fost, nu știu, eu nu vă cunosc. Dar probabil că ați pus multe întrebări Domnului, de ce? Și de ce este cea mai proastă întrebare pe care putem să o punem Domnului? Și zice: auzi, eu, pe unde erai tu când am făcut eu peștii mării? Hai, spune. Dacă tot vrei să discutăm și ai răspunsuri. Pe unde ai fost când am făcut păsările, creația? Unde erai tu? Și la un moment dat, eu vă învăț o lecție pe care vreau să o învățăm bine în seara aceasta. Că dacă noi ne așteptăm ca Dumnezeu să ne dea răspunsuri, greșim. Dumnezeu nu ne va da răspunsuri. Dumnezeu ni se va descoperi El. Când Iov caută răspunsuri, Dumnezeu îi aduce revelație. Auziți? Și dintr-o dată Iov se trezește așa, ca dintr-un somn, și zice: urechile mele au auzit vorbindu-se despre Dumnezeu. Păi, bă, Iov, ești om neprihănit. Așa începe cartea. Iov era în țara Uț, un om pe care îl chema Iov. Și era un om neprihănit. Și urechile tale auziseră despre Dumnezeu și acum ochii mei te-au văzut. Pricepeți unde vrea să-L ducă Dumnezeu?
cât de aproape vrea să-l ducă Dumnezeu. Cum putea să-l ducă Dumnezeu pe Iov să-l vadă, adică să-l înțeleagă, că ăsta e termenul, să-l priceapă pe Dumnezeu, să-i se descopere Dumnezeu? Că, apropo, noi zicem cuvinte de aici, dar unul este cuvântul, cuvântul care ne transformă inimile. Și ăsta e Dumnezeu vorbindu-ne nouă. Și dintr-o dată zice, este de fapt cu totul altceva. Pentru că noi nu pricepem atunci când ne trântește Domnul într-o formă sau alta, dar abia atunci ni se va descoperi Dumnezeu. Ni se va descoperi Dumnezeu. Deci, primul lucru pe care Dumnezeu îl face cu noi ca să devenim ce El vrea, primul lucru pe care olarul îl face ca să devină lutul vas, este pregătirea. Îl ia din groapă, îl cerne, îl înmoaie, îl frământă, scoate aerele din el și apoi urmează al doilea lucru în proces, și anume modelarea. De acum este gata pentru modelare. Ia olarul lutul, trântește încă o dată pe roată să stea bine acolo, dar se întâmplă ceva. Când ești pe roata olarului, ești exact în atenția lui. Adică în momentul în care Domnul schimbă forma vieții tale, totul va fi altfel de atunci încolo, că Dumnezeu schimbă, când te doare, că tot simți că se rupe în tine și tu zici, unde ești, Doamne? De fapt, exact atunci numai la tine se uită Dumnezeu. Numai la tine se uită. Ești exact în atenția lui. Și ești pe roată. Și ce este frumos, că olarul când începe să modeleze vasul, este o chestiune foarte simpatică acolo. Așează mogâldeața aia, plămădeala aia pe roată și primul lucru pe care îl face, atenție, ia cu degetul mare și apasă în mijlocul plămădelii până în adâncul ei. Știți cum se numește procedura asta? Zice, olarul atinge inima plămădelii. Acolo începe olarul să schimbe lucruri. În inima plămădelii. Așa lucrează Dumnezeu. Când ne dă formă, nu începe din exterior înspre interior, ci El schimbă interiorul ca apoi să se schimbe totul. Ne învață Dumnezeu că noi nu trebuie să fim atenți și să corectăm efectele, ci trebuie să ne asumăm să ajungem la cauze. E mai greu. Păi, ce simplă e pocăința asta, când zici, bă, schimbă bluza, gata, ești pocăit. Schimbă Adidas și. M-aduc aminte că, la un moment dat, în biserica pe care o păstoream, a început așa, o tânără să vină tot mai aproape de ochiat. Și a venit un frate meu și zice, frate păstor, nu vezi nimic? N-ar trebui să corectăm ceva, nu te duci să-i spui să vină altfel. Și am zis, nu câștig nimic. Nu câștig nimic. Pentru că dacă va face pentru că îi spun eu, dacă nu voi mai fi eu, sau dacă ea pleacă în altă parte, va face la fel. Lucrurile trebuie făcute cu convingere. Eu nu sunt interesat, pentru că eu n-am ochi să văd. În primul rând că-s bărbați, bărbații nu văd nimic. Bărbați, găsiți vreodată ceva în frigider? Hai să fim serioși. Dacă găsiți, înseamnă că aveți o gândire feminină. Mă duc, deschid frigiderul. Mihaela, unde-i pateu? De sus, Mihaela, în frigider. Nu e în frigider. În frigider. Nu e în frigider. Vine, deschide, îl ia gheață. Ți-am spus că e în frigider. Acolo, noi nu vedem nimic. Na? Și atunci, apropo, i-am spus,
Știi ce mă interesează pe mine la fata asta? De ce face ce face? Care e motivația? Care e cauza? Că dacă se sparge acoperișul, nu o să pun un lighean să nu se ude mocheta, ci o să mă urc pe acoperiș să pun o țiglă. Înțelegeți? Că Dumnezeu schimbă inima. Și când schimbă inima, schimbă gândirea, schimbă motivațiile. Și când se schimbă așa, nu mai tot trebuie să cioplești și să dai indicații. Pentru că totul curge. Dar asta e transformarea autentică. Atunci avem formă. Și olarul ce face? Înfinge puternic. Om, ce scuze. Înfinge puternic degetul în plămădeală. Și când a schimbat, iată ce spune în Ezechiel 11, 18, și când voi veni în ea, voi scoate de acolo toți idolii, mă rog, voi lua din trupurile lor o inimă, inima de piatră și le voi da o inimă de carne. Și când își înfige degetul în inima lutului, de acolo începe să-i dea forma. Dar este încă o chestiune. Nu noi decidem ce formă trebuie să aibă vasul. Nu-i treaba noastră să decidem ce formă are vasul. Asta e treaba olarului. Mă uit câteodată la mine și zic, bă, aș fi vrut să fiu mai, aș fi vrut să am darul ăla, aș fi vrut să pot să fac asta. Nu-i treaba mea ce formă are vasul. Asta e treaba olarului. Nu mai citesc toate versetele, că deja imediat trebuie să închei. Desigur, procesul acesta al modelării este unul dureros uneori. Este ceea ce David spunea în Psalmul 32, câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, căci zi și noapte, atenție, zi și noapte, ce se întâmpla? Mâna ta mă modela, apăsa asupra mea. Și mai se întâmplă ceva în procesul acesta al modelării. În procesul acesta al modelării, cum se învârte roata, pe roată vasul ăsta, odată cu roata, când modelează, tot timpul mai rămâne ceva pe mâna olarului care trebuie aruncat. Da, și tot modelează olarul și mai rămâne ceva și iară mai aruncă câte ceva, pentru că în procesul formării noastre sunt tot felul de lucruri de care trebuie să scăpăm. Ceva ce nu aparține vasului. Este un surplus tot timpul noi pe care Dumnezeu trebuie să le libereze. Și acum vreau să dau câteva exemple, dumneavoastră, aș vrea să fiți onești cu dumneavoastră și să vă analizați. S-ar putea să fie o nemulțumire. O invidie, o lăcomie, o poftă, un păcat, o repeziciune, așa, o agresivitate, o lipsă de iertare, o prejudecată, o neiertare. Și astea toate n-au voie să rămână în vas. Că dacă rămân astea în vas, va fi un vas pe care Dumnezeu nu-l vrea. Nu va fi un vas de cinste. Și Dumnezeu ne vrea vase de cinste. Și atunci când ne formează, Dumnezeu ia din noi și ne transformă prin Duhul Sfânt, printr-o predică, printr-o cântare, printr-un cuvânt din Scriptură, printr-o circumstanță, printr-un vis de noapte, nu știu, printr-o vedenie. Tot timpul ia din noi surplusul ăla păcătos și l-aruncă înapoi, îl ia și l-aruncă și rămâne numai ce-i vas. Rămâne numai ce-i vas. Era o imagine faină, zice că a intrat un om într-un atelier la un sculptor și a văzut așa o stâncă mare acolo, bolovan mare. Să uită ăsta așa și întreabă pe sculptor, ce-i stânca asta? Sculptorul zice... un cal. Și cum faci să fie cal? Și sculptorul zice, păi iau din asta tot ce nu-i cal.
Cam așa face și Dumnezeu cu vasul nostru. Ia Dumnezeu tot ce nu-i vas care se potrivește caracterului și planului lui Dumnezeu. Ești gata să renunți? Eu nu pot să identific în tine, dar Duhul lui Dumnezeu, mă rog, în timp ce vă vorbesc acum, să identifice ce trebuie să lăsați dumneavoastră ca să arate vasul bine. Și după ce vasul ia formă, începe să fie vas. Da? Deci, după ce a pregătit materialul, l-a modelat, urmează al treilea lucru, despre care vorbi foarte puțin, care este arderea. Care este arderea? Deci, nu-i suficient să iei formă. Trebuie să fii și rezistent. Și atunci Dumnezeu ce face? Ne pune în foc ca să devenim rezistenți. Ascultați-mă. Nu te bate Dumnezeu când ești în cuptor, ci îți dă rezistență Dumnezeu când ești în cuptor. Pentru că El știe ce va urma, cum vei fi folosit. Bă, te arde. Și te bagă în cuptor, 1 Petru 1, 5-7, voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea, gata să fie descoperită în vremurile de apoi. În ea voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări, pentru că încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul, atenție acum, care piere și care totuși este încercat prin foc. Să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Cu cât este vasul mai important, cu atât focul este mai mare. Și după ce îl scoate din cuptor, acum e și format, și ars, am zice, băi, gata, gata. Îl iau la arul, se uită așa la el, bă, arată bine. N-o pleznit, o scos toate aerele. E un om care știe că e în cel, știi cum zicem noi, în cel mai bun caz suntem numai oameni. Da? Și apoi, olarul e și artist. Și aduce niște vase cu culori, niște pensule și începe și ne pictează. Începe să pună daruri în noi, să arătăm bine. Vorbesc numai spiritual acum. Că bine arată alții, mie mi-a trecut vremea. Uite ăștia, studenții de anul întâi. Uitați ce frumos sunt studenții de la întâi de la ITP. Cum să nu fiu un profesor mândru? Anul întâi sunteți toți, da? No. Nu sunt profesor împlinit? Ce mai fain copii din București să aici? Și așa aproape de voi. Da. Pentru studenți, așa vă zic, ca să nu audă nimeni. Știți câți studenți la ITP sunt surat pe aici? Da. Și după ce ne decorează, am zice noi, în sfârșit arătăm, acum suntem gata. Și când credem că suntem gata, olarul ia vasul de acum pictat și îl mai bag o dată în cuptor. Îl mai bag o dată în cuptor pentru că vopseaua aia trebuie să se lege bine de vas. Adică ce ți-a dat Dumnezeu, ce a pus Dumnezeu în tine, da? Darurile pe care Dumnezeu le-a pus peste ființa ta, trebuie să rămână lipite de tine orice ar veni în viața asta. Și te mai bag o dată în cuptor. Și am zice, și acum mai gata. Na, mai este încă ceva. Mai este încă ceva. Deci, hai să recapitulăm. Ne-a luat din groapa aia fără valoare, unde nimeni nu vedea nimic. A pregătit materialul prin cernere, prin îmbibare, prin frământare, prin scoaterea aerelor. Ne-a frământat bine apoi, ne-a trântit pe o parte și pe alta, de ne-au sărit fulgi din noi. Atât de mult ne-a iubit Dumnezeu. Apoi și-a băgat odată degetul în până în inima noastră și a început să modeleze, că acolo a schimbat la inimă,
Și ne-a dat o formă. Și după ce ne-a dat formă, ne-a băgat în cuptor, ne-a scos din cuptor, ne-a făcut plăcuți, ne-a pus daruri ca să fim atractivi pentru alții, să slujim altora. Ne-a mai băgat odată în cuptor să se lege de noi, să avem tărie. Și acum zice, gata! Și acum, atenție, dragi studenți, că e pentru voi, și nu numai pentru voi, și pentru mulți alții. Se uită olarul și zice, bă, ce vas! Să vedem cine o să-l folosească acum. Și-l ia și-l pune pe raft. La expoziție. Și-l așează vasul gata, făcut, domnule, trăsnet, finisat, colorat, ars, gata de slujire. Și-l așează domnul pe raft. Și vin vizitatori și se uită și îl ia pe altul și vin alții și se uită și iau alt vas și tu stai acolo, absolvent de ITP, pe raft, gata, cu diplomă, cu licență. Te-a coordonat cel mai tare profesor de la... și a luat notă maximă. Ești cel mai bun predicator de la din an, ești cel mai bun ușier din București, ești cel mai bun pianist din zonă, ești cel mai milos om, ești cel mai bun evanghelist din piață, ești cel mai tare și n-ai oportunități. N-ai oportunități. Zici că ești închis în cușcă și stai pe raft și trece unul după tine, după altul, și numai nu vede nimeni în tine ce a pus Dumnezeu. Și începi să ieși în evidență, vrei să atragi atenția. Începi să te scuturi. Hei, sunt aici! Știți care e testul vasului? Cel mai greu test a vasului nu-i focul, e răbdarea. Dacă David nu cunoștea timpul lui Dumnezeu și îl ucidea pe Saul în peștera Engedi, niciodată David n-ar fi fost David pe care îl cunoaștem noi. Pentru că Dumnezeu are timpul lui. Noi se pare că e cam târziu câteodată. Ascultați-mă, dacă un vas începe să se scuture prea tare și nu mai are răbdare, dacă cumva se întâmplă și pică, știți unde ajunge? În țarina olarului. Pentru că când vasul nu știe ce vrea Dumnezeu de la el, ci vrea el, vasul, să-i spună lui Dumnezeu ce are de făcut, ajunge în țarina olarului. Și în țarina olarului sunt numai cioburi eșuate. Oameni care n-au înțeles de ce Dumnezeu i-a modelat cum i-a modelat, de ce Dumnezeu a pus ce a vrut, ce a pus în ei și au zis că ei decid și au căzut și s-a ales praful, cioburi, colorate, bune de pus în muzeu peste 2000 de ani, uite-mă ce culoare a fost pe vasul ăsta. Și nimeni nu știe că el singur s-a trântit. Pentru că n-a înțeles nici voia, nici planul și nici timpul lui Dumnezeu. Dragii mei, dacă astăzi ar fi ultima zi din viața voastră, și a stat cu spatele la viitor și cu fața la trecut. Și v-ați uitat așa la ce a făcut Dumnezeu în ultimul an, în ultimii 2 ani, în ultimii 5 ani, în ultimii 10 ani. Ați identificat niște lucruri care în momentul acela
ați crezut că este mâna diavolului în viața voastră? Că e puterea diavolului care vă domină? Acum, uitându-vă în spate, puteți să aveți o altă perspectivă. Că atunci când nu făcea niciun sens, era perfect ce trebuia să fie în planul lui Dumnezeu. Că numai așa ați devenit ce sunteți și numai așa veți deveni ceea ce Dumnezeu va face din voi. Lăsați-vă modelați, lăsați-vă muiați, lăsați-vă arși, lăsați-vă pictați, lăsați-vă și aveți răbdare dacă cumva sunteți la expoziție încă. Nu vă scuturați prea tare. Adoptați principiile fermierului și în viața voastră și un sfat și pentru biserica voastră, dacă îmi permiteți. Iertați-mă că îmi permit să dau sfaturi, nu e cazul să vă dau sfaturi la prima întâlnire cu voi, măcar că mi-ați picat tare dragi. Dar sunt niște principii ale fermierului. Doar vi le enunț. Nu seceri decât ce semeni. 2. Toate lucrurile își au vremea lor. Nu puteți sări peste etape. Dacă te duci la o floare pe care o plantezi și tot tragi de ea, nu crește mai repede. Este o normalitate a lucrurilor. Știu că sunteți nerăbdători. Știu că ați vrea să se întâmple peste noapte, nu știu ce, în biserica voastră. Dragilor, ascultați-mă. Este o normalitate a ritmului de creștere, de dezvoltare, de așezare, de înflorire. Veți culege. La vremea putere, nu săriți peste etape. Fructele nu vor fi bune dacă vreți să săriți peste etape. Zidiți mai bine încet. Da? Zidiți încet. Pentru că fiecare lucru își are vremea lui. Zidiți sănătos și cu răbdare. Cu liniște. Fiți răbdători. Fiți înțelepți. Nu săriți peste etape. Și veți culege sămânța pe care Dumnezeu v-a pus-o în mână. Lăsați-vă prelucrați de Domnul. Luați forma pe care Dumnezeu o are. Poate unii sunteți în cernere, poate unii sunteți în înmuiere, poate alții în frământare, poate alții în cuptor, poate alții acum Domnul vă pictează, urmează iară cuptorul, atenție, pregătiți-vă. Dar în final, nu există nimic și nimic nu se compară în viața noastră cu a ne uita în oglinda cuvântului Dumnezeu și să-i dăm slavă lui Dumnezeu, să-i spunem, Doamne, cum dintr-o mână de țărână, din groapa lotului, ai făcut un vas atât de folositor. N-ai vrea să fii tu vasul ăla? N-ai vrea să fii tu vasul ăla? Dumnezeu nu greșește. Nu e ușor. Dar am să vă spun ceva. Scopul lui Dumnezeu cu viața ta nu este să-ți fie bine în următorii 20, 30, 40 de ani, câți or fi. Depinde de ruși. Scopul lui Dumnezeu cu viața ta este să-ți fie bine în veșnicie. Haideți să stăm ridicați. Tu știi care este etapa în care ești. Oricum ești undeva. Aș vrea să vorbești cu olarul. Dacă simți că e prea greu, cere de la Domnul răbdare. Dacă simți că nu mai poți, cere ca Domnul să-ți ușureze cuptorul. Dacă simți că ai nevoie de răbdare, cer-o de la Domnul. Dacă simți că ai nevoie de credință, nu uita, și ucenicii au zis, Doamne, mărește-ne credința. Dacă ești neliniștit, dacă ești descurajat, dacă ai îndoieli, s-ar putea să fie modul în care mâna lui Dumnezeu modelează în viața ta ca să devii ce El vrea să devii. Haideți să vorbim cu olarul.